Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Foarte complicat. Un expozant la Târgul de Tehnologie de la Barcelona prezintă carne tipărită la imprimanta 3D. Tragediile culinare se țin lanț. Da. Acum, probabil că va trebui să citim fripturi din moment ce sunt tipărite la imprimantă. Mă gândesc că te duci la food court acolo, dați-mi și mie să citesc ceva de băut, nu, de mâncat. Și un... Sau poți să-ți cumperi o imprimantă de asta 3D pentru mâncare, așa, acasă, și te duci la librărie. Dar vreau și eu un toner. Negru, colorat, nu, de mici, dacă aveți. Vreau și un toner de mici, de cremvuș, de ceva. Bun, și dar dacă citești mai departe, descoperi că sunt și unele particularități aici. Carnea imprimantă cu ajutorul tehnologiei este realizată, de fapt, din ingrediente 100% vegetale. Mazăre. Cei de la știrtevere.ro. Da, mă, nene. Măcar proteine de mazăre, de fapt. Nu e carne, e mazăre pasată, tipărită 3D în formă de mici. În formă de ce vrei tu. Sau în formă de ce vrei tu. Da. Deci nu m-aș fi așteptat niciodată că mazăre o să aibă un astfel de succes. Un astfel de care... destin mă așteptam să spui. Pe de altă parte... Da. Mazăre săracu, el a avut un destin nașpa. Adică, dar bine meritat. Nu știu cât, 8 ani de închisoare. Pe de altă parte, te trezești dimineața. Imaginează-ți, în weekend, n-ai chef să faci nimic. Deschizi telefonul din aplicație. Te-ai prind? Dai print și până ajungem în bucătărie, masa e gata. Da, tipărești un covrig de mazăre care e vândut pe post de cremvuș împletit. Practic. O să-i dai să fie și ușor învechit, așa, știi, ca să... Maturat. E oricum e verzuliu. Sunt, da. Da. Cum mai faci deosebire? Marea provocare a producătorilor cică a fost să recreeze fibra musculară pentru a oferi o textură plăcută. Te cred și eu. Cum facem noi să-i păcălim cât mai bine pe oameni? Cu niște mazăre tipărită, care să pară mușchi de vită. Eu băgăm niște crenguțe în ea. Crenguțe? Da, ca să facă fibră. Rămurele. Da. Iată ce declară oamenii. Nu am simțit că ar fi o friptură tradițională, logic, dar am fost plăcut surprins de textura atât de bună, a spus unul dintre cei care au avut ocazia să guste ineditul produs. Practic, dacă îți place să mesteci cauciuc, e o treabă. Un altul a spus că nu există o diferență între carnea reală și cea obținută la imprimantă. Are același gust cu hamburgerul pe care îl prepar eu acasă. Aceea senzație de carne, textură, cu și miros. De asta. Cred că e un bucătar foarte priceput. Îți dai seama, da. Nu mai aș duce să mănânc la el acasă. Practic e la fel cu ce fac eu acasă. Eu am hamburgerul și tot gust de mazăre are. Adică orice aș face, tot asta e. Inventatorii spun că metoda lor de a produce carne pe bază de plante poate crea un fel de mâncare vegană, dar cu textura și aspectul unei fripturi tradiționale. Pentru că asta este, asta e planul, după câte observ. Practic, oamenii aceștia, ei ar vrea, îi vând mazăre în formă de mici și spun că sunt mici. Dar și noi avem, am gândit serios, și noi carnivorii. Există și la noi carnivorii petale de salamă. Petale de salamă. Petale de salamă. Trandafir de șuncă, am văzut eu la o nuntă odată, trandafir de șuncă cu brânză în mijloc și o roșie pusă moț, așa. Practic, era ca un boboc de șuncă de Praga. Cred că era de... Ca să nu mai vorbim de stixurile de cărnăcior uscați, nu mă lăsa să încep acum. Mamă, ce poftă mi-ai făcut de rulou de la... N-are nicio legătură, da, cu subiectul, dar mie mi-ai făcut poftă de rulou de la de șuncă de Praga, așa, cu salată de crudități. Da, tătică. Era s-a o dată de... la nuntă. Da. I s-a făcut două de o nuntă, spun eu. Și două umplute, pe vechi. Și doboși de la șuncă, cașcaval, unt. Da. Era ala care avea și unt, știi? Da. Pentru toate aceste rețete de pe vremuri, cu șunca împletită cu brânză, putem să ne uităm la bucătarul Petrișor care gătește zilnic de astea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.